Bună tuturor! La mulți ani! Vă doresc un 2023 excepțional, în care să descoperiți frumusețea utilizării platformei Book Creator. Și pentru că este un început de an, vă propun să descoperim împreună ce anume are nou platforma și ce anume puteți descoperi pentru a utiliza la clasă împreună cu elevii și să beneficiați din plin de noile schimbări. După cum vedeți, sunt în această pagină, interfața nu s-a schimbat, dar vreau să vă indic faptul că acum există un clopoțel care prezintă notificările din biblioteca dumneavoastră și puteți afla dacă, de exemplu, o carte a fost citită într-o anumită țară, dacă ați atins un anumit record pentru de cititori, de exemplu, acest simbol mă anunță că această carte a atins 1000 de cititori, dar dacă eu voi alege să prezint, să mă uit să văd mai multe detalii, voi afla că am 1795 în câte țări și o remixare. Deci acesta impulsionează cumva procesul de creație și vă motivează să descoperiți cât de bine este să transcrieți, să vă transpuneți ideile cu ajutorul cărților digitale. Altă noutate, să zicem, presupune o reorganizare a primei părți a materialelor de la Discover, adică atunci când vreți să descoperiți cărți care sunt axate pe anumite domenii, puteți descoperi că s-a schimbat un pic modul de prezentare, puteți găsi cărți care sunt accesibile pentru învățământul preșcolar, apoi până la cel mai înalt nivel și puteți avea exemple din plin aici. Aveți modalități de îmbunătățire a lecțiilor cu anumite metode și strategii propuse în cărțile încărcate la secțiunea respectivă de Supercharger Lessons. Apoi găsiți și gruparea pe care deja o știți pe discipline a cărților. Dacă acest lucru poate nu vi se pare deosebit, să știți că voi dezvălui noutățile pentru dumneavoastră și anume. În primul rând, dacă nu știați, acum aflați că pe lângă faptul că puteți oricând să tăiați o fotografie, să-i redimensionați paginile, pentru că înainte nu exista acest lucru și acum o să-mi aleg o imagine și voi demonstra acest lucru. Dumneavoastră trebuie să știți următorul lucru, că orice imagine înainte ar fi trebuit redirecționată către un sistem de care permitea redimensionarea, însă acum, dacă vreau ca din această imagine să rămână doar, să zicem, baloanele sau eu să fie imaginea mea pixelată, clic dreapta, crop și observați că deja pot să îmi aleg modul de redimensionare. Am terminat, dau crop și observați că deja pot să folosesc fotografia în alt scop. Un aspect nou este și faptul că puteți insera un PDF pe care să-l era și înainte, dar acum, de exemplu, importăm un PDF, atenție, nu doar îl încărcăm. De exemplu, eu puteam oricând să încarc un PDF și apărea formatul acesta. Dar observați că eu când am vrut să-l import,
mă întreabă ce pagini doresc să import din acest material sau vreau să import, deci transformă practic paginile PDF-ului meu în pagini ale cărții sau rămâne la stadiu de link. Deocamdată vă arăt la vechiul, așa arăta, erați obișnuiți cu aceste imagini și știați că acolo dacă veți da click vor exista interacțiuni cu materialul respectiv. Ei bine, acum, dacă mergem pe prima variantă, aceea propusă de inserarea paginilor, veți vedea imediat să căutăm un PDF cu foarte multe imagini pentru că e mult mai bine. Dacă ne uităm un pic eu dau confirmare și practic paginile din PDF se vor transforma în pagini de cărților dacă eu doresc acest lucru și aș vrea să fie pagina aceasta, pagina aceasta, depinde și de formatul pe care îl aveți dumneavoastră pentru acel material creat în format în PDF sau pot să selectez totul după cum ați văzut. Și dacă eu acum aștept ca platforma să lucreze, observați că deja părți din, observați cum pot să le redimensionez. Și dacă aveți o carte pe care nu v-ați gândit niciodată să o transformați în o carte în PDF și nu v-ați gândit că poate fi transformată într-un material digital, uite, acum aveți ocazia să o transpuneți cu ajutorul Book Creator. Eu acum o să copiez, să zicem că vreau ca pagina mea să fie de acest format și că vreau să inserez și materialele cuprinse în ce am importat. Șterg și aici voi insera alte elemente. Cool, nu? A treia noutate vine cumva în sprijinul profesorilor, pentru că, sau cel puțin mie așa mi se pare, că pot să las feedback unui elev dacă el a lucrat o carte sub forma stickerelor. Și după cum vedeți, pot să-i las, dacă el a încărcat o imagine, pot să-i pun lângă imaginea respectivă, pe pagina respectivă, faptul că are un comentariu, pot să, că are o apreciere și mai pot să fac în acest moment, mergem, putem și Bitmoji și 3D și animații, pot să-i las și pot să-i scriu un mesaj, iar partea aceasta nu era. Acum fiecare carte pe care eu o pot folosi vine și cu inserarea unor aplicații de care vă spuneam. Eu deja le-am pus, le vedeți deja cu verde, adică pot oricând să le debifez și atunci nu mai apar în lista aceea de inserare. Canva, 3D și așa mai departe, modelele care sunt, observați, cu premium, sunt doar într-un abonament cu plată. Cele de aici de sus sunt gratuite, incluse. Și am inserat deja toate modelele în afară de Google Maps. Observați că dacă voi bifa, o să adaug și această opțiune. Deocamdată le voi păstra pe cele deja existente. Oricând puteți vedea setările unei librării, puteți să o arhivați și puteți să dați acces unui grup de elevi pentru a edita anumite cărți. Puteți să creați, vedeți că aici eu am cărți pe care le-am, librării întregi pe care le-am creat în echipă. Pot să creez o nouă librărie, o nouă bibliotecă în care elevii să creeze, aici cum este cazul acesta,
cazul acestei librării, acestei biblioteci, scuze, în care fiecare elev a creat cartea sa. Îi puteți motiva să creeze, îi puteți motiva să își transcrie materialele în format digital. Iar acum, pentru că puteți importa și formatul acela, puteți să aveți în Word, îl transformați în PDF și apoi importați în Book Creator și aveți cărțile unei clase și vă rămân și noastră amintire și au și ei mândria că au creat un material digital. Acum, dacă ne întoarcem la partea de noutate, încă ceva, dacă știați că aici în partea de sus, când dați click, vedeți detaliile despre carte și puteți oricând să opriți publicarea ei, poate nu știați că acele Analytics înseamnă și o descărcare a hărții, unde cartea a fost citită, în ce țară, de câte ori și puteți avea o descărcare a acelui document. Cum apare? Imediat vă arăt. Se descarcă harta țărilor și dumneavoastră aveți o imagine precum aceasta, un control asupra imaginii și a țărilor în care a fost difuzată. Interesant și acest aspect. Nu uitați că puteți reordona cărțile din partea dreaptă și dacă le reordonați, asta înseamnă că puteți să mutați locul unei cărți și apoi să dați salvare. Poate că nu lucrați în acel moment la cartea, de exemplu, de aici, ci lucrați la una mai aflată pe un raft mult mai jos și atunci e bine să o aduceți în prim plan cu această opțiune. Nu uitați că puteți șterge o carte de aici, de la cele trei puncte din bibliotecă, puteți să o mutați, să o copiați și chiar să combinați cărți și să transformați trei sau patru cărți într-una singură. Și puteți, desigur, să share-uiți cartea dumneavoastră. Mai există posibilitatea să selectați o anumită carte, de exemplu pe aceasta, și vă întreabă ce anume doriți să faceți cu ea și anume să o mutați și vedeți în partea de sus. Dacă mai selectați una, vă întreabă și dacă puteți să o combinați, o puteți șterge și de aici și o puteți apăsați da și acțiunea se va produce. Sper că toate aceste noutăți vor veni în sprijinul dumneavoastră pentru a crea materiale deosebite și vă provoc să creați și să publicați pe pagina Book Creator România ca să ne inspirați și să ne oferiți materiale de calitate deosebită. Mult succes!